A devenit deja o obișnuință ca în zilele de weekend poliția rutieră să fie prezentă cu efective complete pe șoselele din Giurgiu. Nici sfârșitul săptămânii trecute nu a fost o excepție, iar activitatea polițiștilor de la rutier a avut efecte, pentru că nu a fost înregistrat niciun eveniment rutier. Asta nu înseamnă însă că nu au fost încălcări ale legislației rutiere. Vizate au fost și de această dată zonele de risc de pe raza județului. Pe drumurile naționale și drumurile județene, unde anul trecut au concentrat un număr mare de evenimente rutiere și mă refer la accidente grave, la persoane decedate și răniți grav. Dar cu toate acestea, cu toată liniștea la care eu am afirmat, am avut și încălcări ale prevederilor legale și mă refer aici, am avut persoane, conducători auto, care i-am depistat conducând sub influența băuturilor alcoolice. Limita legală a fost mai mare decât cea normală. Am avut persoane care au avut pădregheri 0,50, 0,62 mg per litru alcool în aerul expirat. A avut persoane care au condus autovehicule fără permis de conducere și mă refer aici și la mopede. Am avut 3 situații în care mopedele au fost conduse fără a avea permis de conducere și în această situație am fost puși de antomii lucrare penală. Am avut încălcări ale prevederilor legale cu privire la prioritatea de trecere, cu privire la depășire, unde s-au impus luarea măsurilor legale. Printre acțiunile derulate în forță în aceste zile s-a numărat și cea desfășurată cu radarele, care au fost amplasate în cascadă pe drumul național 5 Giurgiu-București. Polițiștii au rămas surprinși de numărul foarte mare al șoferilor care nu respectă limitele legale de viteză, mai ales că de această dată radarele au fost amplasate în afara localităților. Astfel, în doar 5 ore au fost aplicate 140 de sancțiuni pentru depășirea vitezei legale. Vitezele au fost de până la 180-190 de km pe oră. S-au reținut și 4 permise de conducere, dar așa cum spuneam, rămân surprins de numărul mare de încălcări ale prevederilor legale în ceea ce privește viteza, pentru că numai în 5 ore am avut peste 140 de sancțiuni contravenționale aplicate. La peste 90% din evenimente rutiere, în subsidiar, viteza stă la bază, deci trebuie să înțelegem cu toții că e nevoie să respectăm limita legală de viteză. Reamintesc încă o dată, viteza în afara localității, și mă refer la drumurile naționale, este de 90 de km, 100 de km la oră pe drumurile naționale expres. În localități este de 50 de km la oră. Trebuie să o respectăm, trebuie să avem în vedere că drumurile noastre sunt anumite porțiuni sau, să nu zic, total, nu avem o siguranță. E posibil să întâlnim fel și fel de obstacole pe care la viteză de 180 de km la oră nu cred că e posibil să să reușim să evităm acel obstacol sau să nu ieșim, să zic eu așa, puțin șifonați din evenimentul rutier, dacă din nefericire vom fi implicați în astfel de evenimente. Acțiunile polițiștilor de la rutier continuă și pe parcursul acestei săptămâni, când se urmărește în mod special legătura permanentă cu administratorii drumurilor de pe raza județului, dat fiind faptul că oricând poate să apară poleiul, un fenomen extrem de periculos în trafic.